A fost accident rutier aseară pe Bulevardul Republicii din Reșița. Asta după ce un șofer de 61 de ani din localitate, beat și cu dreptul de a conduce suspendat, aflat la volanul unei mașini, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a oprit cu mașina în gardul unui imobil. Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat pe bărbat, de unde a rezultat că avea o alcoolemie de 1,02 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a bărbatului, care a fost transportat la spital, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-au fost prelevate mostre biologice. Acum, șoferul s-a ales cu un dosar penal. Haideți! În cursul serii, în timp ce un bărbat de 61 de ani din Reșița conducea un autoturism pe Bulevardul Republicii, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, oprindu-se cu autoturismul în gardul unui imobil. Din verificările efectuate de polițiști de la Poliția Municipiului Reșița, s-a stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, iar la testarea cu aparatul etilometru, acesta avea o alcoolemie de 1,02 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a bărbatului, care a fost transportat la spital, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și i-au fost prelevate mostre biologice. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și conducere sub influența alcoolului.